Bună seara, sunt Angela Gonța și vă invit la știri. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Incertitudine după alegerii, lipsa unei reacții din partea partidelor la invitația PD-ului la negocieri. Experții politici înaintează primele scenarii pentru noul Parlament. 3 milioane de lei, atât l-a costat pe partidul Șor un mandat de deputat, cât au cheltuit partidele în campanie electorală pentru a ajunge în Parlament, vă spunem la știri. La Moscova, un grup de activiști de la partidul nostru au dat foc pașapoartelor moldovenești nemulțumiți de scorul mic obținut de formațiune la alegeri. Protest cu carne de porc la Cahul, câțiva oameni au aruncat pe jos bucăți din porcii sacrificați recent. Ce i-a supărat? Vă spunem imediat la știri. Alegerile s-au încheiat, dar ce se va întâmpla mai departe? Așa cum niciun partid nu a obținut majoritate, se conturează mai multe scenarii de posibile coaliții între partidele care au trecut pragul electoral. Cea mai reală pare să fie, conform experților, alianța dintre Partidul Democrat, Partidul Șor și cei 3 deputați independenți și câțiva care vor migra din alte partide. Și asta pentru că democrația ar vrea să evite alegerile anticipate, în urma cărora nu vor obține un scor mai bun. Un asemenea scenariu a fost înaintat de analistul politic Cornel Ciurea. Astfel, dacă democrații, care au 30 de mandate, se vor alia cu cei din Partidul Șor și independenții, în total vor deține 40 de locuri în Parlament. Acestora ar trebui să li se alăture și câțiva deputați transfugi. Partidul Democrat are suficientă capacitate ca să discute cu fiecare deputat în parte, rămas pe din afara alianței majoritare și să atragă. De ieri, democrații au lansat negocieri la care au invitat toate partidele intrate în Parlament, indiferent de doctrine. Există un asemenea concept ca necesitatea politică și interesul național. Aceeași coaliție o prevede și expertul politic Ion Tăbârță de la Centrul Analitic IDIS Viitorul. Asta pentru că democrații ar vrea să evite organizarea alegerilor anticipate. Iau banii să meargă și în anticipat, însă ei nu au suficiente resurse pentru a merge, însă ei nu au garanție că vor acumula un scor mai bun. Anumite lucruri au fost făcute la limite, de ce ei vor trebui să gestioneze. Și asta tot ar fi o explicație de ce Partidul Democrat nu vor merge în anticipate, pentru că ei în așa mod și-au construit campania electorală cu o serie de măsuri, caracter social, economic, au fost calculate pentru o anumită perioadă, cu un anumit efect imediat. Iar în cazul în care eforturile de a forma o coaliție nu vor da rezultate, analista Stella Jantoan admite și scenariul ca în unele circumscripții uninominale alegerile să fie invalidate. Pentru a avea valide doar 80-82 de mandate și atunci, conform regulamentului Parlamentului, majoritatea parlamentară cu care se poate de ales organele de conducere a Parlamentului și Guvernul Republicii Moldova va fi nu de 52 de voturi, dar va fi doar de 42-43 de voturi. Și atenție, Partidul Democrat la zi are deja 41 de voturi și el atunci nu va avea nevoie încă de aceste 11 mandate din alt scenariu despre care am discutat noi. Liderul partidului Șor, deși ieri a susținut un briefing de presă, nu s-a referit la formarea unei alianțe. Alte comentarii nu au mai făcut între timp și blocul acum nu a vorbit despre cum va activa noul parlament în condițiile în care, la fel, nu deține majoritate. Totuși, în ajunul alegerilor, candidații blocului au semnat o declarație prin care se obligă să nu facă alianțe cu PD, PSRM și partidul Șor. Iar dacă vreun deputat va adera la aceste 3 formațiuni, va trebui să-și depună imediat mandatul. De cealaltă parte, socialiștii au anunțat ieri că sunt nemulțumiți de modul în care s-au desfășurat alegerile, urmând să conteste neregulile și nu exclud organizarea alegerilor anticipate. Despre riscul anticipatelor a vorbit de mai multe ori și președintele Igor Dodon. În timp ce unii comentatori politici sugerează că cei 3 candidați independenți care au acces în Parlament de pe circunscripții se vor alătura Partidului Democrat, nu este clar cum vom proceda aceștia. Colegul meu, Sergiu Niculiță, a discutat cu toți 3 încercând să afle ce planuri au pentru noul Parlament. Din ei, doar Ion Groza de la Cahul a acceptat să ofere detalii. Spune că nu a fost contactat de nimeni. Deocamdată, un alt deputat ales pe una dintre cele 2 circumscripții din regiunea transnistreană se află la tratament, iar celălalt a declarat că este ocupat și nu poate vorbi.
Ion Groza va ajunge în Parlament ca deputat independent după ce a câștigat cursa electorală în circumscripția 43 Cahul. Acesta a acumulat cu aproape 3% mai mult decât contracandidatul socialist. Proaspătul parlamentar nu știe deocamdată pe cine va susține, dar este categoric împotriva celor din PSRM. N-am primit nicio invitație la un dialog sau la vreo consultare sau discuții. Adică n-am primit la nicio forță politică. Eu mereu am fost de orientare pro-europeană. Deci, dumneavoastră, cu cine ați fi gata să discutați? Eu nu voi face coaliții, nu voi discuta cu socialiștii, nu voi putea să fac coaliții cu dânsii, dar, în primul rând, eu vreau să discut un lucru cu cei care vor ține cont de interesul ținut din sudul țării, care au fost cei mai, așa spunem, marginalizați, după opinia mea. Groza consideră însă că partidele mari ar trebui să-și consulte electoratul până a face alianță. Ar fi fost foarte important ca cei din partidele politice care astăzi sunt și vor schimbarea să fie consultat cetățenii, oameni din teritoriu, să vină cu altă abordare. Un alt deputat independent este Alexandru Leinic, ales pe circumscripția 47 din regiunea Transnistriană. În prezent, acesta se află peste hotare la tratament. Eu sunt peste hotare și sunt la tratament. Când am să am timp, am sun. Da, aveți timp pe nu răspunde de două ori la rând, eu înțeleg, dar asta e situație, bine? Nu am reușit să aflăm nici planurile de viitor ale celui de-al treilea deputat care a candidat independent și a ieșit învingător pe o altă circumscripție tot din stânga Nistrului. Viorel Melnic ne-a declarat că se află într-o ședință și că nu poate vorbi. Deși am revenit de câteva ori, nu ne-a mai răspuns la telefon. Melnic administrează Asociația Obștească Pro Orhei, care desfășoară diferite proiecte în orașul în care primar este Ilan Șor. Până în 2015, el a făcut parte din PSRM. Partidul Șor are cele mai scumpe mandate în noul Parlament. Dacă e să raportăm cheltuielile din campanie la numărul de fotolii ocupate atunci, pentru un deputat, formațiunea condusă de Ilan Șor a investit 2,8 milioane de lei. La polul opus se află blocul Acum. Un fotoliu i-a costat în jur de 70.000 de lei. Potrivit ultimelor rapoarte financiare depuse la CEC la 22 februarie, cel mai mult în această campanie au cheltuit democrații, puțin peste 30 de milioane de lei. Aceștia sunt urmați de Partidul Șor, care a investit în jur de 20 de milioane de lei. Socialiștii au cheltuit de aproape 4 ori mai puțin. Partidul a indicat cheltuieli de circa 5 milioane jumătate de lei. În schimb, blocul electoral Acum, Da și PAS a declarat că a investit aproape 2 milioane de lei. Dacă să raportăm suma totală a cheltuielilor de campanie la numărul de mandate pe care le-a obținut fiecare dintre aceste partide, cel mai scump i-a costat un fotoliu de deputat pe cei din Partidul Șor. Pentru un mandat, aceștia au cheltuit aproximativ 2,8 milioane de lei. Pe democrați, un fotoliu de deputat i-a costat aproape 1 milion de lei. Un mandat PSRM a costat aproape 165.000. La polul opus se află blocul Acum. Pentru un mandat, blocul a cheltuit 71.000 de lei. Sunt și partide care au cheltuit milioane, însă toate s-au dus în vânt pentru că nu s-au ales cu niciun mandat în Parlament. Cum ar fi Partidul Nostru? Formațiunea lui Renato Usată i-a investit în campanie electorală 3,2 milioane și PCRM a cheltuit 1.095.000 de lei. Mișcarea Antimafia a raportat că a investit 18.000 de lei. Dezamăgiți de scorul mic la alegeri, câțiva activiști de la Partidul Nostru și-au ars pașapoartele moldovenești. Momentul a fost filmat și postat mai apoi pe rețelele sociale. Persoanele care apar în imagini se află la Moscova și spun că acum nu mai vor să se întoarcă acasă. Sunt cetățean al Republicii Moldova. Ceea ce s-a petrecut ieri cu voturile parlamentare și cum a votat poporul, eu în caz de protest arc pașaportul meu al Republicii Moldova. Eu nu văd, n-am și cata în țara noastră. Țara noastră s-a vândut. Și cetățenii noștri toți s-au vândut. Pune-l acolo un spir și eu să dau puțin fiși la mână. Ce dai acolo, migrațion? Eu должен делать каждый гражданин, который ставит себе уже... Nu sunt de acord cu alegerile și rezultatele partidului nostru.
Partidul nostru nu a acces în Parlament. La alegerile de duminica trecută, partidul a acumulat aproape 3%, fiind votat de peste 41.000 de persoane. Pentru a ajunge în legislativ, formațiunea trebuia să ia măcar 6%. Și pe circunscripțiile uninominale, formațiunea lui Renato Usatăi a suferit înfrângere la Bălți, municipiu condus de un exponent al partidului nostru. Candidații au pierdut în fața socialiștilor, iar Usatăi a comentat rezultatele alegerilor, postând un text sentimental prin care s-a arătat dezamăgit de scorul mic obținut de partidul său. Premierul Marii Britanii va propune amânarea ieșirii țării din Uniunea Europeană, asta dacă până pe 12 martie nu va reuși încheierea unei noi înțelegeri pentru a putea evita producerea unui Brexit fără acord. Amânarea ar putea să fie făcută cu 2 luni. But I know members across the House are genuinely worried that time is running out. That if the government doesn't come back with a further meaningful vote, or it loses that vote, Parliament won't have time to make its voice heard on the next steps. Premierul a precizat că va propune un nou vot parlamentar pe tema acordului Brexit până pe 12 martie. Dacă textul va fi respins din nou, a doua zi va adresa Camerei Comunelor întrebarea dacă preferă ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană fără vreun acord. But let me be clear. I do not want to see Article 50 extended. Our absolute focus should be on working to get a deal and leaving on the 29th of March. Dacă nu va merge nici așa, Theresa May va propune pe 14 martie prelungirea limitată pentru scurt timp a negocierilor cu Bruxelles în virtutea articolului 50 al Tratatului European. Totul se întâmplă după ce în ianuarie Parlamentul Britanic a votat împotriva acordului negociat de Theresa May cu Uniunea Europeană. Șefa guvernului a încercat să recurgă la amenințarea unui potențial Brexit fără acord pentru a obține concesii din partea Uniunii Europene. Partidul Laburist de opoziție a anunțat ieri că va sprijini convocarea unui al doilea referendum cu privire la Brexit dacă Parlamentul va respinge planul său alternativ. Marea Britanie ar urma să iasă din Uniunea Europeană pe 29 martie, dar Theresa May speră să obțină concesii suplimentare din partea Bruxelles-ului pentru a putea evita producerea unui Brexit fără acord. Și observatorii misiunii europene NEM au semnalat încălcări în desfășurarea scrutinului. În mod special au menționat cumpărarea voturilor și folosirea abuzivă a resurselor administrative. Observatorii europeni susțin că cele mai multe plângeri semnalate de partide vizează anume aceste încălcări, așa că le-au inclus în observațiile misiunii, însă o concluzie finală vor oferi abia după ce instanțele competente vor soluționa contestațiile partidelor. Misuse of administrative resources. Folosirea abuzivă a resurselor administrative, presiunile asupra angajaților de stat și acuzațiile de cumpărare a votului au fost declarate de mulți interlocutori, în timp ce implicarea terților în campanie electorală a fost recunoscută și de Comisia Electorală Centrală. Raises questions about their true purpose. Încălcările se regăsesc în raportul misiunii, dat fiind faptul că au fost semnalate într-un număr destul de mare de participanții la alegeri. NEM a ținut să reamintească și că sistemul mixt de vot a fost introdus fără un consens politic larg, contrar recomandărilor Comisiei de la Veneția. În acest context, misiunea a depistat nereguli la formarea circumscripțiilor. Rezultatul delimitării circumscripțiilor nu ia în considerare prevederile legii referitoare la numărul de alegători din fiecare circumscripție electorală, deoarece majoritatea circumscripțiilor stabilite pe teritoriul țării, sub controlul autorităților moldovenești, nu îndeplinesc criteriile stabilite în codul electoral. Totuși, observatorii se vor expune față de corectitudinea alegerilor abia după ce instanțele de judecată vor soluționa contestațiile partidelor. NEM is going to pay very close attention to election dispute resolution. In a very important phase, we are going to assess the full electoral process when this phase is finished. Misiunea de observare a alegerilor NEMO se află în țară de pe 10 ianuarie 2018. În ziua votului, 8 echipe, câte 2 observatori au monitorizat procesul electoral de la deschiderea secțiilor de vot până la numărarea voturilor. Tot astăzi, delegația Uniunii Europene a publicat un comunicat în care cere autorităților să soluționeze neajunsurile raportate de misiunea OSCE, menționând că relațiile cu țara noastră depind de respectarea statului de drept și a standardelor democratice.
au protestat aruncând carne crudă pe jos. Mai mulți vânzători au dat buzna în sediul ANSA de la Cahul și au împrăștiat bucăți de carne de porc pe podea, în semn de nemulțumire că nu le sunt eliberate certificate veterinare. De cealaltă parte, funcționarii susțin că aceștia nu ar fi respectat cerințele pentru ca marfa să primească actele necesare pentru a fi vândute. Oricum stă lumea. Așteptăm răspunsuri. Așteptăm răspuns la veterinăria de la Cahul. Mai mulți agenți economici s-au adunat în această dimineață în fața sediului ANSA din Cahul. Afacerea lor constă în a cumpăra animale și a le vinde carnea după ce acestea sunt sacrificate. Bărbații au amenințat funcționarii că vor arunca bucățile de carne de porc pe tot drumul până la piață dacă specialiștii nu le vor elibera certificatele de calitate. Stăt în Moldova, stăt în țară să vad. Și am ajuns la sud. Am votat. Am așteptat votarea ca să vedem ceva mai bine. Care mai bine? A doua zi a ieșit după votare și uitați-vă ce se face. Potrivit reprezentanților ANSA, veterinarii au refuzat să primească lotul de carne pentru că ar fi fost adusă în stare caldă, deși legea spune că după ce animalul a fost tăiat, carnea trebuie să se răcească cel puțin 6 ore. Problema în moment nereșina, economicii agente напрямую отказываются выполнять требования ветеринарного врача, который полагается на санитарные нормы и на законодательство Республики Молдовы. Теплое мясо очень опасно для потребителя и может спровоцировать огромные последствия, такие как интоксикация массовая. Potrivit celor de la ANSA, animalele sunt sacrificate într-un abator din satul Roșu din raionul Cahul. Primarul de acolo susține că a semnalat mai multe abateri. Potrivit acestuia, depozitul în care sunt ținuți porcii, în jur de 60 la număr, ar fi murdar, fiind amplasat chiar în curtea unui bloc de locuit. Acolo se formează un miros foarte neplăcut. Oamenii nu poate deschide nici geamuri, nici nimic. Și de câte ori au fost plângeri și în partea mea și la fostul primar atunci... Nu s-a hotărât nimic. În orice caz, de când eu sunt primar, eu nu i-am dat lui autorizate de funcționare. După ce au protestat, agenții economici au depus și o plângere la poliție față de refuzul funcționarilor de la ANSA din Cahul. Cum arată mărțișoarele care costă 400 de lei? Sunt mari și create manual cu multă, multă migală. Le-am găsit la târgul de primăvară din centrul capitalei. Expoziția uimește prin diversitatea mărțișoarelor expuse spre vânzare. Pentru a se pregăti, meșterii spun că au avut nopți albe. Din cauza varietății, cumpărătorii au fost buimăciți și au ales mărțișoarele cu greu. De la 10 până 35, că modelul este aici, butoane de roz 35. Această femeie vine deja al 8-lea an la rând din Ialoveni să-și vândă mărțișoarele pe bulevardul Ștefan cel Mare. De fiecare dată, doamna aduce modele cât mai inedite, maci, struguri sau boburuze. De vremea aceea erau cărți de croșetat, acum a apărut internetul și tot mă inspir și mai vin amele gânduri. O pereche pot să fac pe zid, dar lucrez intensiv. Tot la această meșteriță am găsit mărțișoare care costă sute de lei. Pe acestea, de exemplu, va trebui să dați chiar și 400 de lei. Mai mult, știți, vreau să arăt talentul. Frigul care îl strângează pe mine nu mă satisface, dar vreau să vorbesc, să conversez cu oamenii. Și vreau anume eu să realizez marfa mea, nu să dau cu evai. Alți meșteri au venit la târg cu mărțișoare sub formă de accesorii, inclusiv broșe din lut. Pentru fetiți avem agrafe, avem răzâncuți elastice, avem multe modele de cercuri, dispunem de mai multe modele care sunt foarte practice pentru fetiți, acum eu și pentru grădinițe, pentru școală. E o lucrare manuală din lut polimeric, e foarte tare, e rezistent. Știți, le folosiți anul ăsta și la anul și la cealan și mai la cealan. Avem stiliștii, medicii, mămică, surioară, bărbații. Pentru jurnaliști aveți? Pentru jurnaliști, uitați-vă, aveam televizorul. Alți vânzători care au expus la târg mărțișoare clasice s-au arătat supărați pe meșterii handmade. Bun. Am un foc dinozauri. Dar nu mi-a asta e așa de bine. Nu mi-a este ea ca ea, nu mi-a este. Atât că eu o lăsat așa ea. Cine? Femeia care trebuie să o primă mărțișor. Cumpărătorii au fost uimiți de varietatea mărțișoarilor. Aceștia spun că nici într-un an nu au văzut atât de multe. Sunt modele foarte multe de mărțișoare. Noi chiar nu suntem decisi ce să alegem, și... dar avem de unde. Vă spun cinstit, încă n-am dovedit tot să privesc. De felicit tot sunt.
Sunt care și mușcă, dar sunt și disponibile. Tradiția locală a atras și oaspeți din străinătate, printre care și acest bărbat venit din Israel. I'm considering to buy one. Yeah, we are looking for a nice one. I've seen it in Bulgaria, very very strong, of course, and in other countries as well. Yeah, we haven't seen this, so many ladies, but I guess this is because of the great weather you have now. Primăria Chișinău a autorizat târguri de primăvară în toate sectoarele capitalei. Acestea vor fi deschise până pe 10 martie. Dumitru, mulțumesc doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. La ora 21 avem știri în limba rusă. Vă reamintesc că dacă ați filmat imagini interesante, le puteți trimite pe tv.md, iar noi le vom transforma în știri. Iar dacă vreți să ne spuneți o noutate, puteți suna la numărul de telefon afișat pe ecran. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți! Sănătoasă într-un corp sănătos. Așa sună deviza sportivilor din Moldova. Recent la Chișinău s-a desfășurat cea de-a 10-a ediție a campionatului național de lupte corp la corp. Acesta este campionatul național în care noi selectăm cei mai buni sportivi pentru a-i promova mai departe la campionatele internaționale, europene și mondiale. Starnet, în calitate de lider al tehnologiilor informaționale și comunicațiilor electronice pe piața Moldovei, și-a asumat misiunea de a investi într-un viitor sănătos. Pentru a doua oară, concernul susține campionatul Republicii de lupte corp la corp. Grupul Starnet este un susținător activ al tinerilor, în special al celor talentați. Cu această ocazie astăzi participăm în calitate de sponsori ai campionatului republican al luptelor corp la corp. Noi colaborăm cu Starnet deja de un an de zile și din timp în timp toată colaborarea noastră este mai fructuoasă. Peste 250 de sportivi de toate vârstele au luptat corp la corp pentru titlul de campion național. Majoritatea dintre aceștia au recunoscut că acest sport este unul care te face puternic, atât fizic cât și moral. Te face bărbat în primul rând, îți construiești un caracter altfel, dar eu cred cea mai bună calitate care trebuie să fie în viața asta de acum te face bărbat. Starnet și-a luat angajamentul să încurajeze și să susțină tânăra generație, fapt pentru care este aproape de tineri și împarte cu ei aceleași valori, modul sănătos de viață și pasiunea față de sport.